nostru, Pinocchio, se adăpostize sub, sub o creangă, doar ce dacă pica apa pe el se umfla. Și tuna și fugerea și era frică. Și se gândea la mămica lui, care îi pregătea orez cu lapte. Dar n-a mai putut să ajungă acasă, pentru că a început să plouă și turete și fulgere. Nu te înțeleg. Dicție, ploa, nu, tot ploa, hai. Bag cu tine acum, acum, sunt jumătate de oră dicție. Cum vine? Hai. Dar deodată ploaia se opri. El rămăsese surprins, privi către cer, privind dreapta, nu, privind stânga, privind față, privind sus, privind sus pe diagonala la 27 de grade. Privind dreapta și-a văzut pe ea asistenta. Avea o seringă în mână, o umbrelă în cealaltă mână. Și un lănțișor legat la lip. Îl privi, el o privi, se privea, se plăcea. Dar ceva era în neregulă. Seringa era problema. Ea îi spuse: ce-i cu tine aici? Ochi frumoși. Bă, de ce mai țin umbrela când mai plouă? Și lăsa umbrela jos. El îi spuse: stau să nu mă umflu. Înțelesese. Era Pinocchio, fiul lui Geppetto, fiul lui Traian, la rândul său fiul lui Decebal. Cine cum să nu iubesc asta? La ureche, taci că română, știi, la ureche. Deodată a apărut un curcubeu ce îi surprinse pe amândoi. Ea a început să danseze de bucurie, topăind în sus ca o nebună. Cu seringa în mână? Din seringă țâșnea serul. Nimeni nu știa ce e. Până când o picătură căzu pe mâna lui Pinocchio. Îl fripse la mână. Îl ustura, îl ardea. Îi venea să-și scoată mâna, dar nu putea, pentru că avea un, nu avea fierăstrăul. Deodată se ridică în picioare și căzând într-o băltoacă. S-a venit să mă... S-a umflat, dacă am venit la poveste. Și fundul îi se umflase. Picioarele nu și le mai putea mișca. Parcă era o cărămidă fără cărămidă în ea. E bine. Așadar, matinal, așa, acesta rămăsese șocat de răutatea din domnișoara asistentă. Înțeagă și termină? Găsești un final? Tocmai îmi dădeam frâul liber imaginației, nu mă gândesc la prostii. Ea îi spuse: hai cu mine acasă să te repar. Și el îi spuse: bine, dar trebuie să mă cari. Și plecară împreună sub un curcubeu luminos de vară. Dien! Povestitor, repede, povestitor și două personaje. Același lucru, povestea diferită și personajele diferite, da? Poți să fac altă poveste, adică. Da, pune-l pe el să mimeze. Ia, Mihai. Hai, deodată se auzi un sunet brusc.
Nu știa dacă se aude din spatele sau din fața mașinii. Volanul se mișca. Nu mai putea fi controlat. Viteza se mărea. Pasagerul era panicat, vrea să se arunce pe geam. Nu mai putea. Șoferul prinse, puse mâna pe pasager și îl trase înapoi în mașină. Ceau, domnule. Cățelul a început și el să urle din portbagaj. Se auzeau sunete disperate. Din fața a apărut un camion, brusc, care a început să claxoneze și se apropia. Mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Până când șoferul a tras rapid de volan, în dreapta. După aia stânga. După aia s-a gândit, mai bine merg pe centru. Și din spate a apărut un camion. Și o cărăză. Trasă de doi mieți. Deodată un cauciuc a explodat. Mașina se răstoarnă. Pasagerul a fost aruncat pe geam. Șoferul prin lunetă. Prin lunetă mașină. Prin parchisă din spate. Mamă, ce povești adevărată. De gata, îți sușește. Păi, în sensul deja... Acest de durere? Apăresc. În chinuri groaznice. Mașina a explodat. Era o mare din mașină. Trebuie să te avea.